Binecuvântat să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Poate unii dintre dumneavoastră sunteți surprinși de ce se tot vorbește atât de mult despre Iisus. De ce tot vorbim aici? Ne îndemnăm în numele Domnului Iisus, cântăm despre numele Lui Iisus, ne rugăm în numele Lui Iisus, predicăm acum despre numele Lui Iisus. Vreau să vă spun că în Sfânta Scriptură, în special pe paginile Noului Testament, totul este despre Iisus Hristos. Totul. Începe evangheliile care descriu viața lui Iisus Hristos, faptele lui, învățătura lui despre Hristos. Apoi faptele apostolilor ne arată cum au trăit cei care l-au cunoscut pe Hristos. Și știți cum au trăit, știți ce au vorbit? Tot cum au văzut la Hristos să facă. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și mă rog ca și noi să trăim așa cum am văzut la Hristos că a trăit. Domnul să ne ajute. Vreau să citesc în dimineața aceasta, după masă, deja după amiază, un pasaj din Sfânta Scriptură și vă invit pe fiecare să deschideți cu mine la Cartea Colosenilor, capitolul 1. Și vă mai invit odată să ne ridicăm pentru câteva momente în picioare, să citim cuvântul Domnului. Vom începe de la versetul 15 și vom merge până la versetul 20. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15. Apostolul Pavel spune felul următor. El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Apostolul Pavel, atunci când scrie această scrisoare, mai exact, către cei din Colose, se afla în temniță. Era închis și unul dintre slujitorii din Colose, un om al lui Dumnezeu, pe nume Epafras, îl ajuta. În perioada de atunci, cel care era în temniță nu primea hrană, cum se primește astăzi în închisoare. Trebuia ca cineva să vină și să aibă grijă de el. Trebuia ca cineva să-i aducă hrană și toate cele necesare. Și omul acesta, da, ca Epafras, era liderul bisericii sau cel puțin a grupului de oameni care își puseseră încrederea în Domnul Hristos din Colose. Și acum, apostolul Pavel, da, pentru că era aproape de Epafras, are și el cunoștință despre cei care sunt în Colose. Despre dragostea lor, după cum spune la un moment dat, în versetul 8, el, Epafras, ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul și ne rugăm necontenit pentru voi, spune apostolul Pavel. Numai că în capitolul 2, apostolul Pavel arată unul dintre obiectivele cu care pentru care el scrie această scrisoare. Capitolul 2, versetul 8, acolo îi spune în felul următor apostolul Pavel. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Unul dintre obiectivele, sau poate obiectivul principal pentru care apostolul Pavel le scrie oamenilor, credincioșilor din Colose, este pentru că la un moment dat oamenii aceștia, credincioșii Domnului, au avut de-a face cu anumite filozofii. Prin care, da, oamenii cei care filozofau încercau să-i despartă de Domnul. Și existau tot felul de filozofii în perioada respectivă, cum sunt și astăzi. Una dintre filozofiile cele mai curente era cea a gnosticilor. Erau oarecare, se numeau un fel de creștini, da? Ei considerau că au un fel de cunoaștere foarte profundă, erau un fel de elite și așa mai departe. De aceea apostolul Pavel, da,
vorbește din versetul 9 până în versetul 10 despre niște lucruri extraordinar de interesante. El amintește că atunci când se roagă pentru cei din Colose, se roagă ca Domnul, da, să-i umple de cunoștința voiei lui, de orice fel de înțelepciune, de pricepere duhovnicească, și continuă și spune din nou și din nou despre cunoștință. Pentru că, dragii mei, frați și surori, cunoștința e foarte importantă. Atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, începi să te cunoști pe tine. Atunci când începi să-L cunoști pe Creator, creatura învață despre sine. Și prin pasajul pe care l-am citit astăzi, apostolul Pavel se relatează într-un mod direct și lovește în filozofiile respective într-un mod extraordinar. Și ce învăța atunci pe Coloseni învață și pe noi astăzi. Și ce apostolul Pavel vrea să ne spună și nouă și le-a spus și lor, este lucrul acesta, că Hristos, sau că unicul, singura persoană vrednică de toată încrederea noastră este Iisus Hristos. Singura persoană vrednică de toată încrederea noastră este Iisus Hristos. De ce e Iisus Hristos singura persoană demnă de toată încrederea noastră? Pentru că sunt oameni, erau tot felul de filozofii care presupuneau că, sau ce, cereau încrederea oamenilor. Și astăzi vom vedea de ce Hristos este singurul care este demn de toată încrederea umană. În primul și în primul rând, dragii mei, frați și surori, Hristos este demn de toată încrederea noastră pentru că El este Dumnezeul întrupat. Apostolul Pavel, în versetul 15, el spune în felul următor: El, adică Hristos, e chipul Dumnezeului nevăzut. Exista atunci o filozofie prin care se spunea că fiecare zeu trebuie să aibă un fel de imagine ca oamenii să știe oarecum cui se închină. Și nu era doar de atunci, da? Dacă ne uităm în toată istoria Israelului, izraeliții, probabil influențați de culturile celorlalte neamuri, da, au simțit nevoia să portretizeze cumva pe Dumnezeu. Dar au făcut-o printr-un stâlp, Astarte, au făcut-o prin tot felul de pietre, au făcut prin orice fel, numai ca să aibă un chip cu care să se identifice persoana sau zeul respectiv. Și apostolul Pavel spune: ok, vreți să-L identificați cumva pe Dumnezeu? Uitați-vă la Hristos, că El e chipul lui Dumnezeu. El e Dumnezeu. Și uitați-vă la diferența pe care o face apostolul Pavel, da, care e conștient de Geneza, primele trei capitole, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu, la un moment dat, după ce a creat toată creația, cosmosul, galaxiile și așa mai departe, a creat pământul, a creat viață pe pământ, la un moment dat, da, Dumnezeul triunic se uită și zice: lipsește ceva, haide să facem om după chipul și asemănarea noastră, pe cineva care să se asemene cu noi. Și Pavel foarte atent la detaliul acesta. El nu spune că uitați-vă la Hristos, că El seamănă cu Dumnezeu. Nu. El este chipul lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele. El este Dumnezeu și nu se întrerupe aici. El spune felul următor: cel întâi născut din toată zidirea. Ce înseamnă că e cel întâi născut din toată zidirea? Aici termenul folosit de către autor, de către Pavel, este prototokos în greacă. Ideea pe care Pavel vrea să o scoată în evidență nu se rezumă la dimensiunea temporală. Da? Ca și cum Hristos ar fi prima creație a lui Dumnezeu, cum cred și astăzi unii. Ce Pavel vrea să zică este că înainte de creație era Hristos. Cel întâi născut e primul. Întâiul, da? Ca până să ajungem la creație, era întâiul, era unicul, era Dumnezeu, era Hristos. Și apostolul Ioan în Evanghelia lui spune exact același lucru când spune: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul, adică tot Hristos, era Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Hristos e demn de toată încrederea noastră. De ce? Pentru că El este Dumnezeul întrupat, mărit să-i fie numele. Sunt și astăzi tot felul de învățături, tot felul de filozofii prin care oamenii încearcă, da, să-i
să ne distragă atenția de la Hristos, de la Domnul nostru. Vin unii care se auto-intitulează ca martori al lui Dumnezeu, martori al lui Jehova și spun că dacă Hristos este un mântuitor, a fost adoptat oarecum, a fost avansat de către Dumnezeu în stadiul acela de mântuitor al omenirii, dar El nu este Dumnezeu. E bine, Apostolul Pavel astăzi ne spune nouă că Hristos, Domnul, este Dumnezeu. Mărit să fie numele. Glorie Lui. Nu e așa că atunci când sufletul nostru se stă față în față cu Creatorul Lui, când află lucrurile acestea, nu e așa că în inima noastră se pompează, nici nu știu ce se pompează, o încredere extraordinară în Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Lăudat să fie El. Mare este Domnul nostru. Imaginați-vă că oamenii în perioada respectivă își confecționa tot felul de idol. Apostolul Pavel ajunge în Atena și vede Dumnezeu aici, Dumnezeu aici, Artemisa și toate cele, Afrodita și toate zeitățile romane și a celor din Grecia. Și la un moment dat vede un nume acolo pentru un Dumnezeu necunoscut. Nici o imagine, nici nimic. Pentru că nimica nu-L putea întruchipa pe Dumnezeu decât Hristos. Mărit să-i fie numele Lui. Glorie Lui. De aceea noi astăzi suntem plini de viață. De aceea Evanghelia lui Hristos a rămas în picioare. De ce? Pentru că Hristos nu e un om. E Domnul. Mărit să-i fie numele. Lăudat să fie El. Slavă Lui. De ce? De ce ne mai putem noi pune toată încrederea? Sau de ce e Hristos unica persoană în întreg universul care merită sau care este demn de toată încrederea noastră? E bine, pentru că El, Hristos, este Domnul creației. Apostolul Pavel spune în felul următor, versetul 16, pentru că prin El, prin Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Toate lucrurile au fost făcute prin El. El a fost Cel care a făcut totul. El a fost agentul creației. El a fost Cel care a creat întreaga omenire și tot ce este pe ea. Hristos este Domnul creației. Și știți ce mi se pare foarte interesant? La un moment dat, Ioan Botezătorul, da, era în închisoare, era în temniță, întemnițat pentru, știu eu, curajul lui de a sta și de a se raporta față de păcatele conducătorilor iudei. Stă, e în temniță, se află acolo și așteaptă ceva. Știți care era așteptarea lui Ioan Botezătorul? Era exact aceeași așteptare pe care o aveau iudei. Îl așteptau pe Mântuitorul care îi va elibera de sub dominația romană și așa mai departe. Și Ioan Botezătorul la un moment dat se satură, știa că era vorba de Hristos, dar la un moment dat văzându-L că nu face nimica, că nu intervine, se îndoaie, se îndoiește și trimite oamenii lui și trimite ucenicii la Domnul și îl întreabă, tu ești acela sau așteptăm pe altul? Și știți ce? Stând acum și prin prisma pe pasajul pe care l-am citit, parcă inima mi-a tresăltat când am citit pasajul respectiv. Și Domnul Iisus Hristos îi spune în felul următor lui oamenilor care au venit din partea lui Ioan. Matei, capitolul 11, 4, versetele 4 și 6. Haideți să deschidem acolo. Matei, capitolul 11, versetul 4, de la versetul 4 la 6. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Și acum, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce au auzit și vedeți. Și ce anume au văzut și au auzit? Că orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Ce spune Hristos e în felul următor. Mergeți și spuneți-i lui Ioan că creația simte prezența Creatorului. Pentru că Creatorul era în mijlocul lor. Creația a simțit prezența Creatorului. Și prezența lui Hristos s-a materializat că șchiopii au început să fugă. Surzii au început să audă.
Mulți au început să vorbească morții să învieze, pentru că Hristos este Domn al creației, mărit să fie numele Lui. Hristos este Domnul creației și astăzi, dacă tu treci prin situații dificile, circumstanțe grele, lucruri pe care poate nu ți le poți explica, adu-ți aminte de ceea ce spune aici Pavel, că Hristos este Domnul creației și Cel care a creat corpul uman, fiecare celulă, El știe și poate să intervine la celulele tale. El știe și poate să te scoată din situațiile în care tu te afli. De ce? Pentru că pe El nimeni nu-L poate opri. El este în afara creației și El o ține pe toată. El este Domnul creației, mărit să fie numele Lui. Slăvit să fie El. Am auzit anumiți păstori foarte, foarte populari. Unul dintre ei a murit în urmă cu câțiva ani cu avionul lui personal și l-am auzit înainte cu o perioadă să moară, ce anume predica el. El spunea că Hristos nu prea e relevant pentru nevoile noastre. La ce ne ajută Hristos cu atunci când vine vorba de bilurile pe care le avem de plătit? Că, zicea el, vestea bună a Evangheliei nu e Hristos, e împărăția, zicea el. Vestea bună, da, și zicea la un moment dat, Hristos însuși a zis că nu e el destinația. El a zis, Hristos zicea păstorul acesta despre ceea ce zicea Domnul. Domnul zice, eu sunt ușa. Și la un moment dat omul respectiv zicea, vedeți, El nu e destinația. Încercând să submineze natura suverană a lui Hristos. Dragii mei, frați și surori, Hristos este aplicabil la toate lucrurile din viața noastră. Pentru că El e susținătorul vieții. Apostolul Pavel, dacă ne întoarcem înapoi în Coloseni, versetul 17 și 16, da? La un moment dat în 17 spune felul următor, El este mai înainte de toate și atenție, și toate se țin, toate lucrurile se țin prin El. Tot ce stă în picioare, stă în picioare pentru că e Hristos. Lăudat să fie El. El este suprem, El este mai înalt decât orice. La un moment dat, tot aici spune Apostolul Pavel că El, da, le-a creat pe toate pentru El. Și fie, zice El, fie cele văzute, cele nevăzute, fie scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, toate acestea, atât din lumea care nu se vede, toate stăpânirile din lumea spirituală, cât și toate domniile din lumea fizică, guverne, împărății și așa mai departe, toate sunt sub domnia lui Hristos. De aceea, în altă parte, Apostolul Pavel spune că toți se vor pleca înaintea Lui. Măriți să-i fie numele. Glorie ție. Dragii mei, vă dați seama că nu există om, nu există persoană, nu există filozofie care să fie atât de demnă de încrederea noastră precum e Hristos. Măriți să-i fie numele. Lăudați să-i fie numele. Nu știu cum vă simțiți voi, nu știu cum sunteți voi atunci când auziți despre măreția aceasta lui Hristos. Vorbeam zilele trecute cu cineva și spuneam, auzi, nu știu care, de fapt chiar ieri seara, și mă întreba, tu ce părere ai despre Apocalipsa? Ce va fi, cum va fi, necaz mare, ce și cum, va veni Domnul înainte, nu va veni? Măi, și spun, mă, Domnul, da, tocmai de-aia l-a lăsat așa îmbârligată ca să nu ne apucăm noi să facem tot felul de teorii. În schimb, ideea, esența Apocalipsei este aceasta, că într-o perioadă în care ucenicii, dar oamenii, credincioșii lui Dumnezeu, erau persecutați, apare cartea aceasta, Revelația, și anume Apocalipsa, spunându-le credincioșilor lui Dumnezeu că într-un final Hristos împărățește. Într-un final, când totul se va sfârși, Hristos domnește și El va domni pe veșnicie. Lăudat să fie numele Lui. Și lucrul acesta, în inima credincioșilor Lui, va produce, cum spune Domnul în altă parte, râuri de apă vie. Lăudat să fie Domnul. Glorie lui Iisus. Mărit să fie numele Lui. Apostolul Pavel, da, vă dați seama aici, el combate anumite filozofii. Și una dintre filozofiile pe care le aveau Colosenii, da, erau și din partea iudaizanților. Da, la un moment dat, în capitolul 2, ne sunt anumite filozofii de genul ăsta chiar identificate. Și la un moment dat, în versetul 21, spune Pavel în felul următor, de fapt, începând din 20, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințele lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești,
au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Cu alte cuvinte, Hristos e tot suficient pentru viața ta. Nu trebuie nimic mai mult ca să poți să duci o viață de biruință. Lăudat să fie Domnul! Hristos, sau unica persoană vrednică de toată încrederea noastră, este Iisus Hristos. De ce? Pentru că, în primul rând, am văzut că El este Dumnezeul întrupat. În al doilea rând, am văzut că El este Domnul creației. În al treilea rând, biserică, El este capul bisericii. Apostolul Pavel, da, vorbește întâi despre lumea exterioară, vorbește despre creație. Hristos este suveran peste creație, peste lucrurile pe care le-a făcut. Tot ce vedem materie, El este suveran. Și apoi se uită către biserică și El spune, versetul 18, El, Hristos, este capul trupului al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, mărit să-i fie numele. Hristos este capul bisericii. Toată biserica își are viață pentru că în vârful ei nu stă un om oarecare, nu stă o filozofie oarecare, ci stă Hristos, mărit să fie numele. După 2000 de ani, da, în care credincioșii au fost persecutați, scripturile au fost arse, vedem rezultat că Dumnezeu mereu lărgea. Oricând se era o biserică persecutată, ea se lărgea. Pentru că în capul bisericii stă Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Sunt multe filozofii care au apus pentru că nu l-aveau pe Hristos. Sunt multe filozofii, sunt multe credințe, tot felul de credințe care din pricina faptului că sunt îndreptate sau direcționate într-o altă direcție decât a Dumnezeului viu, da, nu trec. La un moment dat, când fariseii au ei ședința lor, ce să facă cu ucenicii Domnului? Să-i stârpim, să nu mai auzi numele lui Hristos. Vine Gamaliel și spune, băieți, stați puțin. Dacă lucrarea e de la oameni, va trece. Dar dacă e de la Dumnezeu, să nu vă aflați că luptați împotriva Lui. Hristos e în capul bisericii. De aceea biserica rezistă. De aceea biserica are putere. De aceea biserica lui Dumnezeu este vie. Pentru că în capul ei nu stă un om, ci stă Hristos, lăudat să fie Lui. De aceea biserica nu căuta perfecțiunea prin oamenii de aici. Perfect este capul. El dă viață, El dă lumină, El dă direcție, capul dă. Te uiți în stânga și în dreapta și știi ce vei vedea? Vei vedea oameni imperfecți. Vei vedea oameni cu slăbiciuni, oameni care dezamăgesc, oameni care și ei, ca și tine, au nevoie să-și pună încrederea în unicul care merită, și anume în cap, în Hristos, lăudat să fie numele. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun în dupămasa aceasta. Hristos este singura persoană demnă pentru încrederea noastră. De ce? Pentru că El este Dumnezeul întrupat. Pentru că El este Domnul creației. Pentru că El este capul trupului. Și un lucru care mie îmi dă o mare, mare încurajare este că pentru că El este agentul reconcilierii dintre om și Dumnezeu. Ce spune versetul 19? Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine, prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Ideea de pace în Imperiul Roman era chiar și un salut. Ei aveau ideea aceasta de pace și securitate. Se spunea despre faptul că generalii romani au adus pacea prin puterea armatei. Pavel, în momentul acesta, ne spune că pacea a fost restaurată, nu prin armă, nu prin violență, ci prin sângele curs la Golgota. De ce biserica este vie? Pentru că la un moment dat, acest Iisus despre care am vorbit, am cântat și cu ne-am rugat toată ziua astăzi, la un moment dat a decis să părăsească slava cerească, acolo unde El era întâiul.
Acolo unde era cea mai... Noi nu avem cuvinte ca să putem să descriem, să ne putem imagina ce acolo. El a părăsit aia. De ce? Pentru că nu a suportat ideea aceasta ca creatura lui, omul care a fost creat după imaginea lui, să trăiască și să nu trăiască cu el, să nu aibă parte de veșnicie împreună cu el. De aceea Dumnezeu a decis ca toată plinătatea să locuiască în trupul lui, ca Coloseni, capitolul 2, versetul 9, și să împace totul prin cruce. Lăudat să fie numele Domnului. De ce merită Hristos toată încrederea noastră, dragii mei frați? Pentru că El este Dumnezeul întrupat. Pentru că El este Domnul creației, capul bisericii și agentul reconcilierii noastre cu Dumnezeu, slăvit să fie numele. De aceea, dragă biserică, în după masa aceasta, astăzi, vreau să-ți pui încrederea în Domnul Hristos. Au fost tot felul de filozofie, au fost tot felul de credințe, tot felul de lucruri care parcă la un moment dat dădeau speranțe, dar speranța în Hristos. Apostolul Pavel spune că nimica nu merită atât de multă atenție precum merită Hristos. Pune-ți încrederea în Domnul. Arată-ți încrederea Lui prin viața pe care o trăiești în fiecare zi. Dumnezeu să te ajute, Dumnezeu să te binecuvânteze, să te întărească. Și nu uita, dacă cineva e vrednic ca să primească încrederea ta, nu e nici guvernul, nu sunt nici banii, nu este nici influența sau relațiile, este Hristos. Amin. Și știți care e toată treaba bună în treaba asta? Că la Hristos nu trebuie să ai, n-ai nevoie de pile ca să ajungi acolo, n-ai nevoie de bani ca să ajungi la El, n-ai nevoie de cineva să te introducă. La Hristos poți să ajungi dacă te pui pe genunchi și spui: Doamne, vreau să te întâlnesc, Doamne, vreau să te cunosc, Doamne, sunt străin fără Tine. Și cel care, despre care am vorbit astăzi, Dumnezeul veșnic, Cel care a creat creația, Cel care are creația nouă, gata să apară, îți va răspunde. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin.